Este vineri, vremea nu ține deloc cu noi și înțeleg pe nativii Fecioară că nu au energie să se dea nici măcar jos din pat astăzi. Eu mi-aș dori să fiu Capricorn astăzi, să mă fi născut cu câteva zile înainte. Evident. Da. Aceștia vor bifa succes după succes astăzi în vineri, deci jos pălăria pentru Capricorn. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Te cred că ai vrea să fii Capricorn pentru că astăzi astrele rezervă numai lucruri bune pentru aceștia, însă nici vărsătorii nu sunt mai prejos. Vedem acum horoscopul pe larg. Nativii berbeci ar trebui să se mai detașeze de planul profesional și să acorde mai multă atenție propriei persoane, mai multă odihnă n-ar strica. Taurii vor reuși să treacă ușor peste anumite situații mai neplăcute datorită prezenței excepționale de spirit, doar se apropie weekendul, nu-i așa? Activitățile sociale ale gemenilor vor contribui din plin la buna lor dispoziție, zâmbetul va fi nelipsit. Dacii vor fi foarte amabili cu cei din jur în ciuda evenimentelor mai puțin frumoase petrecute astăzi. Leii vor fi puși în situația de a lua hotărâri drastice în plan emoțional, să se încreadă 100% în intuiția lor și să nu se lase influențați. Fecioarele nu vor dispune de multă energie, vor fi apatice, însă cu toate acestea se vor strădui să mulțumească pe toată lumea. Balanțele își fac prea multe planuri și din acest motiv nu se organizează în cel mai corect mod. Mai bine ar trece la fapte și vor vedea pe parcurs dacă le vor ieși toate. Scorpionii sunt harnici și în mare formă și vor avea succesul de partea lor în tot ceea ce vor face. Săgetătorii se vor concentra serios asupra proiectelor de la birou și chiar dacă lucrurile vor scârți, își vor da silința să le termine ca la carte. Capricornii nu vor scăpa de neînțelegeri în mediul profesional, stilul lor incisiv va atrage dispute. Vărsătorii sunt foarte buni consilieri, au multă răbdare cu cei din jur și inspirația îi va ajuta să dea cele mai bune sfaturi. Peștii vor da dovadă de calm și înțelepciune și vor ști să pună punctul pe ei atunci când situația o va cere. Atât pentru acum, ne revedem cu știri interesante la dimineață.